Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Stone Block 2. Bă, între episoade m-am apucat eu și mi-am setat aici, mi-a făcut setup-ul pentru Empowerer din Actual Edition și Fusion Crafting-ul din Draconic. Mare lucru n-am făcut, am schimbat un pic podeaua asta cu niște zoom care se obține din X-Stone. Parcă X-Stone îi zicea, trebuie pur și simplu să faci niște X-Stone Tile care le transformi în orice bloc de ăsta vrei tu, Agon și mai sunt după aia Azur ar trebui să fie și tot felul de chestii cu tot felul de materiale. După aia cu chisel-ul, odată ce ai făcut unul dintre ele, poți să le schimbi în ce material vrei tu. Destul de convenabil, culorile se pot obține în felul următor. Ia să vedem dacă nu mi-a rămas mie ceva. Cred că nu mi-a rămas, cred că sunt aici restul, da. Culorile pur și simplu ține shift și pe rotiță se schimbă în tot felul de culori. Din o anumită gamă de culori. Mi se pare câte sunt, ia să vedem. 16 culori. Și așa le obțineți. Bun, și rămăsesem noi în episodul trecut să facem transportation table din Projectee. Și mai rămânsesem, mi se pare, cu chesturile astea, alchemical chest. Și dragul Nego să trebuiască să mă duc să mai omor doi Ender Chicken de aia. Dar întâi să începem cu chestiile astea. Și anume, ia să vedem, să salvăm așa alchemical chest-ul, energy collector, antimatter relay. Astea sunt 4 alchemical chest-uri, perfect. 2 antimatter relay, 2 energy corrector și un energy condenser. Și să vedem care cum se fabrică. Alchemical chest-ul e destul de ușor, trebuie să obținem aceste high convalescence și medium și low convalescence dust. Astea se obțin prin empower. Și începând cu cel low, ne trebuie un double compress redstone, double compress cobblestone cu 4 bucăți de redstone. Ia să vedem cât cobblestone avem, ia să facem un double compressed. Mai compresăm o dată, double compressed și niște redstone. Și asta ar trebui să fie destul de simplu de obținut. Trebuie să punem double compress aici și în fiecare parte punem câte un praf de redstone. El o să înceapă să se modifice, dacă nu mă înșel. De ce nu merge? Asta are energie, 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 energie. Trebuie dat click dreapta. Nu. Double compressed cobblestone, double compressed cobblestone. Asta trebuia pus ultimul cumva? Nu. Power. Ia să vedem ce e Actual Editions. Trebuie să astea toate. Nu zice și setup-ul? Ar trebui să zică setup-ul la ele. The display stand can also be used for other things. See the blocks that use CF. Because every mod needs an infusion altar. Bun. Empowered. Bun. Trebuie să dăm right click pe Empowered. Dacă dau right click pe empower, îmi ia ăsta. Nu înțeleg de ce nu merge. S-am intrat în pagina greșită, cred. Da. Deci, the empowerer is a mid-tier block, can be used to empower crystals and other items. To use it, items should be empowered
Can be right click into the empower and empowering items need to be placed on display stands that are 2 blocks away. Like, aha, cred că știu unde am greșit, trebuie să fie 2 blocuri distanță. Corect. Și atunci ar trebui să fie destul de simplu rezolvarea. Mutăm asta în partea asta. N-am realizat că trebuie să fie 2 blocuri distanță între ele. Bun, am modificat astea aici și cred că ar trebui să fie totul ok. Acum, dacă punem praful de redstone aici în partea asta, ar trebui să funcționeze. Bun, perfect. Am făcut low covalence last, hai să vedem medium. Medium ne trebuie un base essence ingot și 4 prafuri de redstone pe lângă ele. Vedem cum facem base ingot. Destul de ușor. Îl punem și pe el aici în partea asta și 4 prafuri de redstone pe margine. Nu așteptam să se facă infuzare aici. Am făcut și ăsta de medium și ne-ar mai trebui height, care cere 4 bucăți de cărbune cu un infused diamonds. Dimensional shards. Ia să vedem dacă avem destul dimensional shards să facem. Perfect. Și cărbune. Stai, dimensional shards. Dacă nu mă înșel, cred că pică și de prin loot chest-uri. Da, de aici mi-au picat. Dacă nu, avem și opțiunea să le craftăm cu niște glowstone, redstone, emerald, diamond, gold, ingot, iron, nether, quartz și prismarin. Iar dacă nu aveți prismarin, puteți faceți ușor cu Atomic Reconstructor. E pur și simplu niște nether quartz trecut prin prismarin, prin Atomic Reconstructor. Și așa se obține repede prismarin. Hai să le facem și pe astea repede. Așteptăm să-și facă ăla acolo, infuzarea. Astea poate să meargă liniștite în sistem. Le scoatem de aici momentan, nu mai avem nevoie. Hai să vedem care dintre ele cereau. Alchemical chest cerea, da? Diamond latish, mi se pare că de asta avem. Ne trebuie niște diamond chest-uri. Iar asta o să avem nevoie în felul următor. Avem nevoie de 4 chest-uri de astea. Nu mai am wood deloc? Ba da. Facem mai mult wood de asta. Facem în felul următor. 4 chesturi normale. Ne facem iron chest. De fapt, stați că dăm așa de pe de gold chest ar trebui să fie următorul. Corect, corect, de la aici. Iar după aceea, din gold, poate să treacă direct în diamond. Cu niște sticlă și niște diamond, niște diamante. Perfect, 4 diamond chesturi. Iar după aia putem să obținem asta destul de ușor. Trebuie niște diamond latiș de asta, 4 bucăți. S-au făcut 5, n-are nimic. Perfect. Asta merge în chestul de transportation table. Bun, deci din partea asta nu mai avem nevoie de astea. Nici molecular assembler, crafter, watch of flowing time, draconium, dislocator, ăsta le scoatem pe toate să nu ne mai încurce pe aici. Bun. Am mai rămas să facem energy condenser, care ăsta mai are nevoie de un alchemical chest. Wow. Și câte energy condenser ne trebuie de fapt? Doar unul. Deci mai facem repede un alchemical chest. Ne mai trebuie să mai facem numai un chest de asta. Uite, unul normal. Mai salvăm o dată rețeta asta. Ne facem repede iron. Ne facem pe gold. Ups. Cred că n-am dat la rețeta corectă. Iar după aceea pe diamond, perfect. Și mai facem un alchemical chest. Bun,
Energy Condenser. La asta o să ne trebuiască 4 bucăți de Dark Matter, 4 bucăți de Red Matter, un Dirt Chest 9000, care este un chest acoperit cu dirt. Ce să vezi? Deci salvăm pe ăsta și pe ăsta. Dirt Chest 9000. Facem și un Dirt Chest 9000 de ăsta. Și un Crystal Chest. Ia uite, încă un Chest Diamond, uite. Chesturi peste chesturi. Îl facem iar Iron. Îl facem iar Gold. Îl facem iar Diamond. Iar după aceea îl facem Crystal. Perfect. Și să vedem cum stăm cu Dark Matter. Avem 12 bucăți de astea, nu ne trebuie 4. Și ne-ar mai trebui încă 3 de astea. Problema e că trebuie să așteptăm un pic după ele, nu contează. Între timp putem să pregătim următoarele. Pentru Energy Corrector ne-ar mai trebui niște Dark Matter, pentru ăsta obsidian cu Dark Matter, deci o să mai trebuiască în felul următor. Am nevoie de 2 de astea și 2 de astea, deci ar veni încă 4 bucăți de Dark Matter după aia. Hai să vedem cum stăm cu Neutronium în partea asta. Lăsăm așa înăuntru ca să nu avem probleme. Asta îl combinăm în felul următor. Neutronium Nuggets. Ia să vedem de cât avem nevoie. Avem nevoie 3, 6, 9 bucăți. 12. De fapt că sunt 4 colțuri. 12 bucăți. Astea le punem înapoi. Iar pe astea le punem aici jos. Ce altceva am mai făcut? Am făcut alchemical chesturile, astea așteptăm după Red Matter. Perfect, am mai făcut 4 Red Matter. Să-i mai dăm drumul la încă 4 Dark Matter între timp ca să nu mai așteptăm după aia. Mergem aici repede la Empowerer. Bun. Energy Condenser, am zis că ne trebuie, da? Energy Condenser, deci alchemical chest în mijloc. 4 de astea și un dirt chest într-o parte, 4 de astea și un crystal chest într-o parte. De fapt, nu, stați așa, 2 și 2, da. Deci, alchemical chest-ul ăsta ar veni în centru aici. Iar în partea asta ar veni în felul următor, să le punem aici în inventar să ne fie mai ușor. 1, nu? Cum le scot? Măi, tu de ce nu primești putere? Deci mi-arată că sunt 0RF. Ciudat. Noi mai avem putere aici. Avem, ăsta e full. Ăsta e full. Probabil mă gândesc eu că o să arate în momentul în care îl folosește. Să-l aranjăm frumos, așa. Și ar veni în partea asta în felul următor. Dark Matter, Dark Matter, pardon, Red Matter, Red Matter, Dark Matter, Dark Matter și un chest în partea asta. Iar în partea asta ar veni un chest cu Red Matter, Red Matter, Dark, Dark, aici în centru. Asta probabil trebuie și ridicat un pic. Asta are nevoie de energie. Ia să-i luăm și lui un flux point, just in case. Nu am idee dacă îi trebuie energie sau nu. Trebuie un bloc de redstone, rapid, flux point. Unde e centru, cam aici ar fi. Îl punem direct deasupra și pe asta vedem că nu-i trebuie, că nu se conectează. Ia să punem alchemical chest-ul, să vedem. Pedestal tier to glow, ups.
Ia să vedem cum putem să-l upgradăm. Putem să-i facem ceva. Nu. Astea putem să le upgradăm repede. Dacă ar fi să fie problema din asta. Nu înțeleg care e ideea cu pedestal tier-ul. Ia să vedem. De ce? Are nevoie de 5 milioane de RF. Wow. Fusion Crystal Core. Nu înțeleg ăștia de ce nu-și iau energie niciunul dintre ele. Toate sunt pe 0 RF. Să le activăm la toate. Single item. Să primească decât un singur item, nu un stack, când punem. Bun, perfect, asta e. Ce ar trebui să facem în momentul de față, n-am idee. Te punem aici. Pedestal tier 2 low. Crafting, bla bla bla, asta e pedestalul. Comparator, attaching a comparator to the core itself allow to check the state of the crafter using redstone. The current state is indicated by output signal. Asta e așa, automation, nu? Catalyst fusion ingredients and power. Catalyst placed in the core and each ingredient placed in a separate fusion crafting injector. Ia să încercăm noi, în momentul de față, să-l upgradăm pe ăsta de aici. Deci ar veni, avem 6 și mai facem, ne facem pe ăsta de aici, upgradate toate. Câte sunt? 12. Ia să vedem cum putem să-l upgradăm rapid. Draconic. Bun. Salvăm rețeta asta. Deci o să avem nevoie în felul următor de 24 Draconic Core, 24 aici. Să le punem momentan aici, să nu le încurcăm. Să avem nevoie de 12 de astea. Perfect. De 12 blocuri de draconium. În partea asta, 48 de diamante. Perfect. Hai să luăm cu noi rapid. Și să vedem dacă ne-ar lăsa. Partea asta, scoatem asta, închidem asta, să vedem de unde. Close, perfect. Băi, ar trebui în felul următor. Ia să vedem. Două, un Wyvern Corn și un Draconium Block și în partea alaltă numai diamante. Una, două, stați așa să le punem frumos aranjate. Asta le punem momentan deoparte. Deci două de astea, un Wyvern Corn, Draconic Block și în partea cealaltă diamante, am zis. Wyvern Core, Draconium Block și în partea asta diamante, 4 diamante. Și aici ar trebui să intre un de ăsta. Și dăm start. Iar ținând că avem sticla asta, putem să mărim procesul. O să ne consume ceva energie, ce-i drept.
Perfect, asta ar fi una. Una, două, unde sta, unde sta. 1, 2, 3, 4. Și mai punem și pe următorul. Start. Și așa trebuie să facem la toate 12. Acum se încarcă. Perfect. Se craftează. Perfect. Acum, stați un pic să vedem ceva. Dacă le punem noi pe toate. Împărțite. Punem ăsta așa, ăsta așa, ăsta așa. Și ce mai trebuia? Asta vedeam împărțite în două. Deci 10 aici și 10 aici. Iar astea împărțite așa. În momentul în care dăm start, perfect. Și mai bine stăm aici. Și așteptăm să încarce toate. O să dureze ceva, să vedem cum merge cu reactorul. Bă, nici nu se simte că se încarcă ăsta aici. Output obstructed. Aha. În momentul ăsta am putea să le punem în partea asta. Perfect. Dăm start la următorul. Și tot așa, revin imediat ce termin toată chestia asta aici. Așa, ăsta ar fi ultimul. De fapt, penultim, de fapt, ultimul chiar. L-am făcut și pe celelalte. Am zis că mai bine să fie făcut acum, pardon, am pus două din greșeală în partea aia, imediat mă duc să leau. Am zis că mai bine să fie făcute de acum, căci după aia o să uit de ele și nu o să le mai fac. Nu știu dacă o să am nevoie de toate, dar zic eu că arată mai ok așa. Am pus și un item condit aici cu un crate sus să le scoate direct în momentul în care sunt făcute. Ia să vedem acum dacă funcționează rețeta noastră de energy condenser. Deci stați să le trecem pe toate, pe single item. Acum vedem când apare jos în dreapta, în momentul în care au activat single item-ul sau nu. Ups, astea erau gata făcute, bun. Și am nevoie de astea toate, ăsta și cu ăsta. Și am nevoie de una, două. Una, două și un dirt chest în partea asta. Una, două. Una, două și un crystal chest în partea asta. Aici punem alchimical chest-ul și dăm drumul la treabă. Mărim un pic viteza la asta. Perfect. Ce o să mai avem nevoie? O să avem nevoie de... Asta le scoatem. De antimatter relay și energy collector MK2. Și să facem întâi energy collector MK1, care e un cuptor cu niște glowstone, diamant și sticlă. Deci avem nevoie de un cuptor. Bun. Câte bucăți? 36 bucăți glowstone, una sticlă, un diamant. Glowstone block. Bun. 6 bucăți de astea. O bucată de sticlă și un bloc de diamant. Adică ăsta. Perfect. Ce-ar veni să punem în felul următor. 1, 2, 3 și o bucată de sticlă. 1, 2, 3 și un bloc de diamant. Iar aici punem un cuptor. Dăm start la rețetă.
Lăsăm să se facă, vedem pentru următorul. Ne-ar trebui 4, 5, 6, 7 bucăți de glowstone și un dark materia. Să-l luăm de acum. Glowstone, 7 bucăți. Și dark matter. Că s-a făcut deja. Ups, stați un pic. Că am nevoie de două de astea, corect? Corect. Deci ar trebui să mai luăm încă 6 bucăți glowstone, diamant bloc și sticlă. Am uitat că trebuie câte două de fiecare. Sticlă și 6 bucăți de astea. Și încă un cuptor. Cobblestone, perfect. Uitasem că îmi trebuie două. Deci, 1, 2, 3. Asta. 1, 2, 3. Asta. Cuptorul înăuntru. Dăm start la rețetă. Lăsăm să se facă aici și mergem și mai luăm un felul următor. Glowstone. Încă 7 bucăți. Și dark matter. O bucată. Perfect. Încă astea s-au făcut aici unul dintre ele. Perfect. Acum vor veni în felul următor. 4 bucăți în partea asta, unde 3 în partea asta și un dark matter. Luăm ăsta de aici, îl punem aici. Punem pe amândouă, că o să punem după aia următorul. Așteptăm să se facă. Perfect, mai facem o dată rețeta asta. Și în partea asta niște glowstone, dark matter, cuptorul e înăuntru. Pornim aici asta. Și să vedem ce ne trebuie la antimatter. Bun, astea două le avem făcute, asta ai făcut. Da, corect, corect. O să-l punem și pe astea aici. Și să vedem antimatter relay. Antimatter relay ar trebui să fie în felul următor. Un cuptor, 6 bucăți de obsidian, o bucată de sticlă și unul de diamant. Deci două cuptoare. Obsidian, 12 bucăți. Două bucăți de sticlă. Și două blocuri de diamant. Ia să vedem. Una, două. Perfect. Punem cuptoarele aici. Punem în felul următor. Asta, astea și asta. 1, 2, 3 și sticlă. 1, 2, pardon. Și diamant. Și dăm start. Și pentru următorul ne-a trebuit 4, 7 bucăți obsidian și 2 dark matter. Și un dark matter, pardon, obsidian. 14 bucăți să luăm repede. Și dark matter, astea două bucăți rămase, perfect. Mărim repede procesul aici. Și în partea asta, unde aici. Și diamant, dăm start. Pregătim dark matter-ul. Așteptăm să se încarce. Perfect, le luăm de aici. Și vin în felul următor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un dark matter și aici antimatter relay. Noroc cu sticluța asta că mărim repede procesul ele. Perfect, încă o dată chestia asta și am terminat și cu cuptorul ăsta cu antimatter relay.
Știu că m-am cam grăbit cu Project T pentru că inițial trebuia să fac eu un sistem de high transmute, așa, sistem de adunat AMC, dar mai bine îl facem așa momentan. Luăm noi toate itemele de aici, stat așa cum mai trebuie. De fapt, punem aici, trebuie să mergem să mai spawnăm odată găina aia. De două ori, de fapt. Să ne batem cu ea, ăsta e din asta, ăsta e din asta. Termină battle aici. Ăsta e aici. Și ăsta aici. Bun. Sau de fapt, ia stați un pic. Care dintre ele erau? Chemical chest-ul? Nu? Cred că energie condenser era. Asta, perfect. Ca să salvăm noi ceva timp, salvăm asta aici. Să ne dea cât un dragon egg. 1.000.000 AMC, ia să vedem emeralde câte avem. 61 de blocuri. Stack AMC. 8 miliarde, 4 miliarde, 2 miliarde, să vedem. Perfect. Am făcut roșii de Dragon Egg. Destul de ușor. Bun, mergem la Extreme Crafting Table. Ce lipsește? Dark Matter. 12 bucăți. Am uitat de asta. 10, 11, 12, next, start. Și așteptăm după ele. Hai să luăm și questurile astea care le-am mai făcut noi pe aici. Avem destul de multe făcute. Ia să vedem. 32 de reward-uri. Perfect. Și să vedem. Autosifter nu e așa ok. Building gadget. Bă. Asta ar fi ok. Reinforced conversion kit înăuntru. Fluxborn, ăsta mai am unul, Black Lotus, Spawner Changer, Upgrade Speed, Diamond, așa, Item Magnet Generator, Garden Closure, Chance Cube, Void Metal, Torch Launcher, Party Pickaxe, Cobblestone Generator, Phantom Face, Ender Chest, Double Layer Cubist, Capacitor, și tot felul de iteme. Climbing Gloves, Forge Lexicon, ăsta e interesant, Mechanical Crafter, încă un butoi de ăsta mare, Invar Laser Gun, ăsta, sunt curios ce fac cu el. 3.5 atac, nebun. Bun, altceva ce am mai primit pe aici? Nu. Forge Lexicon, ăsta. Mi se pare că ăsta e ok, ăsta. Consult the knowledge of world and alter your personal destiny. Empower the lexicon to force the world to obey your choices. Asta mi se pare că se încarcă cu redstone. Cred. Dacă e ăla care îl știu eu. S-ar putea să mă înșel. Și putem să obținem diferite lucruri pe în schimbul redstone-ului. Pam, pam. Băi, nu. Trecem asta. Mai încercăm o dată. Că e plusul acolo care mă deranjează. Bun, perfect. Și am făcut transmutation table. Băi, transmutation table ăsta e genial. Hai să vedem ce putem să învățăm în el. Învățăm timing battle, învățăm conduitele, toate. Asta pur și simplu ne dă, pe baza AMC-ului, ne dă posibilitate să copiem itemele. Asta e full apples, fluid conduit, inclusiv ăsta din Wyvern, Tinker Construct, nu, ăsta merge, chisel-ul merge, crescent hammer-ul merge. Bun, iar acum dacă luăm noi emerald,
Dacă nu le blocurile astea de emerald și le învățăm aici. Și le punem aici. Cam ne dă posibilitatea să luăm în schimbul AMC-ului care este din blocul de emerald. Cam ce iteme avem noi nevoie pe aici. Iar acum ar fi mișto să învățăm în felul următor. Awakened Draconium. Bloc. Asta ar fi bine să-l învățăm și să-l avem aici. Și ingot. Perfect. Punem și blocurile astea la loc. Pentru că o să ne apucăm în episodul viitor să avem un cost aici anumit, să producem MC. Și MC-ul se poate produce prin diferite forme. Cred că blaze rodurile sunt. Se face MC. Bun. În blaze rod ăsta se poate pulveriza maximum 4 bucăți. Stack MC 1, 1228, ăsta are 1500. Ia să vedem unde obținem mai mult. Blaze rod are 1500, 4 de astea are 1200 și astea acum am putea să le facem blaze rod la loc, un compactor corect. Și avem nevoie de 5 bucăți. Deci, nu e convenabil. Știam că blaze rod-urile ar fi fost o sursă destul de bună de astea. Ia să vedem sugarcane. Sugarcane are MC de 32, dar dacă noi o să facem o fermă de sugarcane, cred că asta ar fi producerea noastră de MC. Mutăm ferma aia de acolo, că și nu o să mai avem nevoie de semințe și de toate alea, să producă sugarcane rapid. Ia să vedem. Așa, sugarcane seed. Nu știu dacă avem aici, s-ar putea să mai avem în chestul ăsta câteva semințe de sugarcane. Nu, flax seeds, bla bla bla, nu avem de sugarcane. Cum putem obține noi sugarcane rapid? Ar fi întrebarea. Cred că nu avem nici pe nicăieri. Bun. Ia să vedem wet. Are 24 MC. Și semințele 16. Și sugarcane am zis că are 32. O să mă uit la o metodă mai rapidă de a obține MC. Compress sugarcane. Da. O să vedem o metodă mai rapidă de a obține AMC. Nu știu ce nu se mai aude sunetul la jetpack. Credeam că am căștile pe mod, dar nu se mai aude. Cred că e un bug audio că restul ops, ăsta s-a cam umplut de. Încă n-am reușit să văd să rezolv bugul ăsta cu bone meal și cu cupru care nu mai trec, nu mai intră în sistem de niciun fel. Căci bănuiesc că n-am niciun filtru nici în partea asta. Ups, am scos glowstone în partea asta. Nici aici n-am de șuvi de ăsta, nici aici. Nici aici. Deci este o problemă numai cu ele tot timpul. Da. Băi, cam atât pentru episodul de astăzi. Am reușit într-un final să facem Transmutation Table cu care ne vom distra noi pe viitor pe aici. Să vedem ce putem face cu el. O să facem, sigur, acel core din Draconic. Asta nu știu, săracele, iau de. Deja nu mai fac față. Și nu înțeleg de ce. De fapt, cred că știu de ce. Cred că s-a folosit cam multă energie în partea asta și
au rămas în partea asta fără curent. Mă gândesc, nu pot să-mi dau seama de ce exact. Vedem că în rest totul e ok la ferma asta. Asta face încă wither. Avem o grămadă de lucestru de ăsta de legendary. Le-am scos din sistem pentru că am impresia că acel automatic loot, cum zice, loot opener sau ceva gen, asta de aici din partea asta, loot crate opener. Mai am impresia că se cam joacă un pic cu crate-urile pentru că primesc foarte puține iteme atunci când îl pun aici. Adică din alea legendare, sincer, nu prea am primit așa multe. Ținând cont că l-am avut, cred că vreo jumătate de zi activ aici să-mi deschidă loot chesturi. Păi n-am primit niciun cuptor de ăsta și odată ce am luat eu vreo 20 de chesturi de la, 20 de chesturi de la, am primit două cuptoare de astea. Deci cred că e o problemă cu el. Are probabil rata mai mică sau nu pot să-mi dau seama exact ce. Da. Atât. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați voi un like, un subscribe dacă nu cer prea multe. Ne revedem într-un episod viitor. Să aveți o zi faină. Pa, pa!